Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat că în data de 15 decembrie se va încheia scanarea informației din carnetele de muncă care conțin înregistrări privind perioada de lucru de până la 1 ianuarie 1999. Cu toate acestea, nu toți angajatorii au prezentat la casele teritoriale carnetele de muncă ale angajaților pentru a fi scanate. Cetățenii care în prezent, în mod oficial, nu sunt încadrați în câmpul muncii, dar au carnete de muncă cu înregistrări privind perioadele de lucru până la 1 ianuarie 1999, le pot aduce personal la Casa Teritorială de Asigurări Sociale după locul de trai pentru a fi scanate. După finalizarea procesului de scanare, carnetul de muncă se restituie titularului. Până în data de 28 decembrie, angajatorii vor restituia angajaților carnetele de muncă cu înregistrările despre posturile de muncă la care care sunt angajați la moment. Iar începând cu ianuarie 2019, carnetele de muncă vor fi scoase din circulație. Angajatorii care au salariați, iar în carnetele de muncă sunt înscriși după 1 ianuarie 1999, trebuie doar să informeze Casa Națională de Asigurări Sociale despre acest lucru.